La Spitalul Județean de Urgență din Deva, lucrările la ambulatoriul integrat, din care face și parte, separat de adulți, și un ambulatoriu dedicat în exclusivitate copiilor, sunt pe ultima sută de metri. În prezent, serviciile medicale în regim de ambulatoriu pentru copii sunt oferite la cabinetele medicale care funcționează în cadrul policlinicii din cadrul Spitalului Județean. Înființarea ambulatoriului pentru copii face parte din proiectul Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva, implementat de Consiliul Județean Hunedoara. Noua urgență a Spitalului Județean este încă în șantier, dar în interior se lucrează deja la finisaje. Aflăm în viitoarea de urgență. Mai avem câteva zile, sau mai bine zis, probabil câteva 30 de zile, o lună, până când o fi să putem face recepția. Pe aici o să intre ambulanțele, e o sală mare de recepție, imediat sunt spații pe partea stângă, resuscitarea, mai este mici intervenții, mai în spate o să fie zona în care vor sta pacienții, la mijloc o să fie un fel de insulă în care vor sta medicii, o să fie calculatoarele, acolo o să fie, în mod normal, centrul logistic. Totul la vedere? Totul la vedere. În ultimul timp cam așa se întâmplă peste tot. Totul la vedere, nu mai sunt separeuri. În partea dreaptă sunt lifturile, la etajul 1 este pediatria și tot pe acolo, după pediatrie, este o pasarelă care merge spre radiologie în cazul în care avem nevoie de CT-ul, de ecograf, de radiografii. Ambulatoriul dedicat copiilor, cu circuite separate de cel pentru adulți, mai așteaptă doar mobilierul și aparatura și urmează să fie dat în folosință la finalul întregului proiect. Urgență pediatrie, care este la etajul 1, este separat față de noi, nu mai amestecăm copiii cu adulții. E compusă din două, un cabinet și un salon în care vor sta copiii. Dar e separat față de partea asta și patologia nu se mai intersectează. Pediatria se va finaliza în același timp cu urgența, că de fapt e urgență, dar e urgență adult și urgență pediatrică. Termenul de finalizare e același. Lucrările sunt finanțate din fonduri europene. Anul acesta, autoritățile județene au dat în folosință și o secție nouă de pediatrie, cu amenajări și dotări moderne.